Inițiativele acestea de reformă reală, pentru că, pe bune acum, știți foarte bine ca și mine, fie că o să o spuneți aici sau nu, că dacă era vreo șansă de făcut reforme în România, asta era împinsă de USR. Pentru că PNL e un partid de status quo, mulțumit de cum stă treaba, ca dovadă acum se înțeleg mult mai bine și găsesc valori mult mai bune cu PSD-ul asta decât cu noi. Asta e foarte tare acum ce ați spus. Nu e foarte tare, e o realitate. Doar USR-ul poate să facă reforme? Nu, n-am spus că doar USR-ul poate să facă. Dacă era vreo șansă ca România să facă reforme în perioada asta, acestea erau împinse de USR. Deci în această coaliție, cei care împingeau reformele au fost noi. Ele au fost blocate, știm foarte bine, de ceilalți doi parteneri cu o viteză mai mică de făcut reforme. Hai să rămân elegant. Dar da. Nu se poate, niciodată nu se întâmplă, cel puțin în Balcani. Fiecare într-o coaliție o să zică că el vrea să facă, cum l-am văzut pe domnul Ghinea, de exemplu. Am făcut, așa îl și văd, tot guvernul jucând șah, table, pe la automatele de cafea. Și bietul Ghinea muncind așa ca Perpesicius, un mare... Să vă spun că așa a fost. Ghinea a făcut PNR-ul ăsta singur? Nu l-a făcut singur, dar dacă nu era Ghinea, România n-avea PNRR. Despre asta e vorba. Știu că sună spectaculos sau gonflabil, dar așa este. A tras de fiecare minister, să vă zic adică de ce. Adică datele el, din da, PNR el... nu întreba și el pe la economie, pe la finanță? Asta tocmai vă povestesc. El, că eu l-am așteptat în mică măsură, el și colegii lui de acolo, echipa pe care și-a făcut-o, au tras de fiecare minister, precum cu forcepsul, ca să vorbesc frumos, să trimită proiecte, să se scarmene după proiectele pe care să le punem acolo, care să fie realiste, care să se poată întâmpla până în 2026, pentru că ce făceau ministerele și ce fac de ani de zile, luau ce aveau în dosare și puneau din nou și din însertare și puneau din nou și din nou. Și omul a stat să spună, bă, asta nu se poate, asta nu e realistă, asta nu se poate întâmpla în 6 ani. Și a fost omul care și-a mâncat niște săptămâni, el și echipa lui de acolo. S-a spus, nu și-a mâncat nimic. E ministru, e plătit. Corect. Ce și-a mâncat un ministru? Da, numai că noi fiind obișnuiți să trăim zilnic în incompetențele, domne, la stat, oamenii sunt pe sinecuri și nu avem ce așteptări să ne avem. Când vine câte unul care chiar face treabă, PNRR-ul României e considerat de Comisia Europeană printre cele mai bune din Europa. Lăsați asta e o realitate. Vrea Grindeanu, dacă ajunge okay. Să-l schimbe puțin. Doamne ajută! Tâmpenie mai mare n-am auzit. Avem un program care adică e apreciat de comisie. Să-ți închipui că ajungi la guvernare. Și la acum, da. Și zici, fă-mi legătura la Bruxelles. Alo, Grindeanu, sunt de la PSD. Aș vrea să schimbăm că... Programul de l-ați aprobat acum cu... Mi se pare... Păi nu, e retorică, asta vă spun. Adică, dincolo de retorică, trebuie să existe niște documente pe care le muncesc niște oameni. Și Ghinea a fost unul dintre ei care a muncit acolo, asta vreau să vă spun. Și fără coordonarea pe care a avut-o, el pe asta noi am fi avut un program opărit și respins de nu știu câte ori. Asta e realitatea. Și să revin. Bucur, și deci în momentul în care acum vedem un partid de susține oamenii atât de... Vedem că urmează cam așa arată lucrurile. Un USL 2.0 în care o să fie o frăție a inelelor de mai mare dragul, că știm că asta se va întâmpla. Va fi o liniște și o pace pe jumulit resursa publică. Credeți că se va întâmpla asta? Păi dacă m-am uitat la declarațiile de acum câteva minute și ale premierului și ale președintele PNL... A luat izmenele, le-a clătit puțin și a zis le mai... N-a zis nimic președintele. Președintele a spus, veniți cu vaza lipită. Public n-a zis nimic. Da, a zis, veniți cu vaza lipită, ciobule, sunt sparte până nu veniți cu vaza lipită, nu mai stau de vorbă. Asta e președintele, deci nu comentez asta. Faptul că Florin Câțu a zis ce a zis și nu știu ce... Vorbeam de premierul de PNL și de PSD. E posibil să... valori comune. Nu credeți că se mai reface coaliția? Mă rog, până mâine mai e o șansă. Că din discuția dar pe și aici sunteți foarte încrâncenați. Deci, fără Câțu. Nu. Asta ar fi singura condiție? Da, cam cât de ridicole am fi noi, ca după ce am spus un premier care a arătat că nu ne respectă și nu vrea să conducă coaliția, să spunem acum, bine, hai că am glumit, după ce 2 luni țara a fost în criză și, cum să vă spun, eu consider și nu eu, în USR și știți cum e USR-ul, mai ales acum până cu plusul. Nu știu cum e USR-ul. Dacă sunt, păi nu, din percepție cel puțin. Mie mi-e frică personal de USR, dacă pentru sunt, că e un partid care și-a cam mâncat liderul. Sunt creatorul, liderul, mulți nemulțumiți. Eu, bravo dumneavoastră că l-ați lăsat pe Dărău, sau cum îl cheamă să candideze. Asta și vă cu spun, e un partid viu. E un partid viu în care sunt opinii. Faptul că în momentul în care s-a pus problema, rămânem sau nu în guvern, îl susținem în continuare pe Florin Câțu sau nu, 320 de oameni, toți liderii din țară, de consilieri, parlamentari, primari, au zis nu-l susținem pe Florin Câțu, a fost o unanimitate. La USR unanimitățile sunt, nu că rar avis, sunt lebede negre în polul nord. Și asta ați fost acuzat că ați refăcut lucrările atunci cu Cosette Chișinău ca până să ieșiți dumneavoastră.
Așa a zis presa. Asta că e, online, asta e o găselniță. Așa, deci, nu, bă, a cum fost adică? Diferență 70-30, n-a nu fost crezi că o inventez eu numai? Online ăla a funcționat, n-a funcționat. Nu știu unde a ajuns, dar asta n-a ajuns nici măcar la mine. Adică a fost ceva de... Sunt multe care n-a ajuns la cred că a fost deep internet ceva ce a fost acuzat de mulți membri care au și plecat din partid că partidul ăsta nu mai e ăla pe care l-ați făcut nu, inițial. Nu, pentru că ăla pe care l-am găsit eu creator, avea fondatori. Membrii fondatori au plecat din partid. Ăla pe care l-am găsit eu avea 1000 de membri și ăsta pe care l-am predat acum Dacian are 60.000 de membri. Nu mai e același partid, nici n-avea cum să fie. Pentru că ne-am propus, ăla avea 50 de filiale, ăsta are peste 1000 de filiale. Eu mi-am propus ca USR să rămână pe termen lung în politica din România. Și l-am lăsat ca un partid relevant în politica din România și rămân în el, rămân în proiect. Adică nu m-am supărat și plec acasă. Dar cât hotărăște în USR președintele? Sau cum? Cât? Președintele cât hotărăște? Într-o măsură destul de mare, nu prin hard power ca la PSD sau ca la PNL, ci prin soft power, prin exact capacitatea de a-i convinge adică pe membrii să meargă într-o direcție. Până o să vină domnul Cioloș, ce vrea să spună că în 2 ani de zile vrea alt congres și să găsiți pe altcineva mai tânăr, mai bun, mai domnia nu știu? Domnia s-a declarat că și-a asumat un mandat de 2 ani, după care vor fi din nou alegeri. Aveți în statut că puteți convoca congres... Mandatul președintelui este pe 4 ani, dar el a anunțat public și intern. Atunci trebuie să faceți alt congres peste 2 ani, nu? Da, practic. Da. Nu, asta nu e o problemă. Că oricum, congres se face anual sau la 2 ani, nu e asta, nu e o problemă de statut. Doar că, da. De aceea Cioloș a anunțat că va, în 2023 va pune din nou mandatul pe masa partidului. E o decizie asta, nu o comentez. Da, bine, nu comentez ca membru de partid, adică stai mă, ne-am făcut congres, te-am ales, ai fost ales și acum deja ne și anunț că în 2 ani în politică nu prea apuci să faci. Astăzi sunteți de 8 ani de când? Nici eu n-am 18, adică sunt de 5 ani, 4 ani, din 2016. 2016 efectiv, nu? Și la conducerea partidului din 2017, după ce președintele fondator... Cred a plecat că de la publicul este interesat de asemenea și e important vis-a-vis de 2024 să știți să tot lămuriți niște lucruri. Asta cu neomarxismul pe mine mă lasă rece. Da, asta e o glumă. Nu că e o glumă sau nu, dar chiar nu mă interesează chestia asta. Sunteți implicați și în subiecte de biserică, credință, de exemplu. Sunteți o leacă evazive, așa, cu Dumnezeu, cu Biblia, cu... Nici unii nu pun mâna pe Biblie din primarii noastre, din deputații noastre. Eu nu vă întreb ca... Eu nu vă întreb ca Emil Constantinescu, pe Ionii Iliescu, credeți în Dumnezeu? Păi nu, dar puteți să mă întrebați. Nu. Nu vă întreb pentru că este chiar libertatea fiecărui individ și cultul, orice individ e liber să creadă în orice. Dar nu sunteți ca alte partide, domne, în primul rând, până strane, până, pare că nici nu știți să vă faceți. E un sentiment, l-am depistat așa. Nu ați fost foarte clar în ceea ce privește familia tradițională, ca să-i spunem așa, ca bulgarii sau ca ungurii sau ca alții. Adică atât de liber vedeți viața încât în România, că vreți să câștigați votul în România. Aici oamenii suntem ortodoxi, preponderent, familiști, ca să zic așa și nu știu ce. Dumneavoastră, ce ziceți aici despre toate aceste lucruri care aduc voturi sau vă iau voturi? Despre lista asta interminabilă. Când eram eu copil, poate și dumneavoastră, era... L și G. Acum e o listă de vreo 20 de litere. Așa. Acum, sigur că nu poți să te gândești la unul, dacă e un... Nu știam ce înseamnă queer, ciudat. Am înțeles că înseamnă limba engleză. Nu, să schimbăm Constituția acum pentru unul singur sau pentru 10, nu? Ești liber, fă ce vrei, trăiește-ți viața. Nu-mi strica societatea. Dar dumneavoastră nu sunteți foarte clari în povestea asta. Da, suntem foarte... Eu cred că suntem...